Acum a început un mare scandal în casa fetelor. Erau la masă toate, Hatice foarte nervoasă, spunea că pe ea nu interesează nici de el, nici de măsa, nici de tasul. Că, gen, de ce ai venit? Că ai venit să provoci, că dacă ai venit să provoci, ți-o iei și pleci direct sau ceva la modul ăsta. Și era foarte nervoasă, nu știu ce, fetele și-au adus aminte de scandalul dintre ea și Irina și spunea, mă țin minte când... Ai vrut să-i o dai lui Irina, dar era foarte nervoasă Hatice și spunea că ai venit, că ea niciodată nu i-a adresat nici măcar o frază lui Antonio, nu l-a întrebat niciodată nimic și cum de a venit el să-și dea cu părerea despre ea și despre iubitul ei. Că înseamnă că a venit să provoace și că și-o ia și pleacă acasă sau ceva la modul ăsta. O să fie mai show la fete decât la băieți, pentru că la băieți văd că s-a făcut liniște și nu se mai auzeau că se ceartă.